Salutare, Gabi! Salutare! Nu am dispărut, da? Bună dimineața! Din România, de la Iași. Și chiar în acest moment vom face o scurtă escapadă prin țară, să vedem pe unde ajungem. Da, suntem în drum spre Piatra Neamț, nu ne oprim acolo, dar suntem în drum spre Piatra Neamț și mi-am amintit că era undeva pe aici Hanul Ancuței, pe timpul lui Ceaușescu, era un popas foarte frumos din zonă, Hanul Ancuței, sunt curios cum mai arată acum. Ne aflăm deja în Piatra Neamț, un orășel foarte frumos. Nu vom staționa aici, ci mergem mai departe. Și ne aflăm în apropierea cheilor Bicazului. Priviți copacii ce frumos sunt colorați de toamnă și munții în fața noastră. Peisajul este superb. Am intrat deja în localitatea Bicaz. Nu am mai fost pe aici de vreo câteva luni. Dacă vă amintiți, am fost într-un tur al salinelor din România și tot pe aici am plecat. Foarte frumos locul, n-am nimic de spus. Am ieșit din Bicaz și ne îndreptăm acum spre Lacul Roșu. Lacul Roșu, am fost și acolo acum 3-4 luni, nu arăta în starea lui cea mai bună, să vedem ce se întâmplă acum. Bine, m-am găsit de aici, de la cheile Bicazului. După cum bine vedeți, peisajul este cu totul aparte. Întotdeauna mi-a plăcut aici, la cheile Bicazului, dar trebuie să ne continuăm drumul. Unde mergem, vedem unde mergem mai târziu. Oricum, mergem spre Lacul Roșu. Cheile Bicazului, priviți ce frumos! Minunat! Și să mai spunem că România nu are locuri frumoase. Deosebit de frumos. Văd că e ceva lume pe aici, turiști sau autohtoni. Foarte frumos drumul și drumul este în perfectă stare. Mulțime de serpentine într-un decor de vis. Am ajuns acum și la Lacul Roșu. Nu știu dacă e prea mult de văzut, dar să vedem. Nu știu, mie mi se părea că în anii 80 era mult mai frumos. În fine, o fi și acum. Nu s-a prea construit pe aici nimic. Și aveți în față Lacul Roșu. Cam așa arată priveliștea.
imagine aici la Lacul Roșu. Păcat că zona are potențial turistic și ar trebui folosit mai mult, dacă nu la maxim. Să urcăm înapoi acum. Nu prea e mult de văzut. Prea multe de văzut. Mergem înapoi la mașină și ne continuăm drumul. Să vedem pe unde ajungem. Ne continuăm drumul. Și ne continuăm drumul spre Aldeal, unde va fi destinația. Rămâne de văzut, stați aproape. Și am ajuns, dragi prieteni, la Sovata. Sovata, o stațiune renumită din România. Nu vom opri aici, ci mergem un pic mai departe. Nu prea departe, prin zonă. Bune, bune, bune! Hello, hello, hello! Am ajuns undeva, să vedem dacă ghiciți. Să vă arăt apartamentul întâi. Sau cazarea. Cam așa arată. Vă spune ce? Aici avem un living room. Cu toate cele necesare. Două lămpi. Și aici avem și televizorul, nu e băgat după chestia asta interesantă. Deci aceasta este zona de living room și vom urca acum pe niște scări și ne vom duce în zona de dormit, dormitorul, cum se cheamă. Cam așa arată dormitorul, lumina e cam slabă, un pat mare, două lămpi. Și aici avem o baie, și aici vă salut eu, o baie cu toate cele, foarte frumoasă baia. Da. Cam acesta este apartamentul sau locuința de aici. Acum spuneți-mi dacă ghiciți unde e. Și să vedem cum arată și curtea interioară a locului de aici. Ce pot să spun, că arată excelent. O cazare de nota 10. Avem aici o mică cascadă. Priviți ce frumos este amenajat. O cazare de nota 10. Și cam așa arată proprietatea de afară, Casa Lidi. Bine ați venit în Sighișoara! Un orașel mic și foarte frumos. Frumos acest orășel, numai că nu prea e lume, probabil din cauza că e mai frig, nu știu. Da, și din județul Mureș am trecut prin județul Harghita, iar acum am intrat în județul Bacău. Bine v-am găsit din județul Bacău, zona de munte frumoasă și aici, după cum se văd munții în spatele meu. Suntem în zona Ghimeș-Făget din județul Bacău și ne îndreptăm spre orașul Bacău, unde ne vom întâlni cu
Vedeți voi cine. Ajuns aici în Bacău, la podul cu lanțuri, și așteptăm să sosească cei de la Noi Doi Prin Lume, care vor veni imediat. Ca să-l filmăm pe Gabi. Salutare, Gabi! Salutare! Nu am dispărut, da? Mă gândeam că ai dispărut. Nu am dispărut. Hai. Avem un proiect noi așa în derulare, dar revenim curând. Da, și am ajuns la masă cu Gabi de la Noi Doi Prin Lume. Exact. Care-i planul, domnule? Care-i planul? Ce se întâmplă? Avem planuri mari pe viitor, dar acum sperăm să le ducem și la îndeplinire. Am făcut o pauză, dar revenim din pauza asta și revenim cu forțe proaspete. O avem și pe Delia aici. Salutare! Bună ziua! Bună, bună! De Pakistan, nu ți-e dor de Pakistan? Vreau să văd nordul. Să înzeuă și pe Gabi, dacă îi lipsește Pakistanul. Îmi lipsește mult, eu m-am îndrăgostit de Pakistan, nu? Revenim cât mai curând și noi cu vlogurile noastre. Revenim în forță! Forță! Crezi forță!